din sala ordinară. O să mai fie suplimentări pe ordinea de zi. Mare rugăminte, vă rog frumos să ne concentrăm asupra proiectelor de pe ordinea de zi și să discutăm strict la obiect. Domnule președinte, vreau să vă atrag atenția că în caz că apar discuții în afară de ordinea de zi și punctele pe ordinea de zi, nu o să dau niciun răspuns. Mulțumim, vă rog cum o să te luați. Bună ziua tuturor! Mă salutăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea ședinței și declarăm ședința deschisă. Ați avut la materialele ședinței procesul verbal al ședinței trecute. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt discuții, îl supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc! Am plăcerea să prezint lucrurile ședinței, domnul Cătălin. Mult succes! Mulțumesc. Bună ziua, domnul consilier! Ne-am întâlnit astăzi la o nouă ședință pe anul ăsta, prima ordinară. Am și eu o rugăminte la dumneavoastră, dacă să ne înțelegem mult mai bine față de anul trecut. Bună, domnule. Mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, doamna secretar general, stimați colegi. Aș dori suplimentarea ordinii de zi, că și așa este doar un singur proiect, deci avem timpul la dispoziție, avem și dispoziția necesară să suplimentăm cu trei puncte de interes foarte mare pentru comunitatea noastră. Așadar, vă rog, la capitolul diverse, să luați în considerație trei puncte pe care trebuie să le dezbatem astăzi aici. Mulțumesc. La divers. Dacă nu le introducem pe ordinea de zi, direct. Așa, așa. Pentru că am înțeles că distrat domnul primar nu dorește să comunice cu noi. Ajungem la divers. Așa zice dumneavoastră, deci tați a spus că mai sunt puncte pe ordinea de zi. Vă rog frumos, domnul. Hai ca să nu mi-e o parte de întrebare. Haideți, vă rog. Pe ordinea de zi avem un singur proiect și mai sunt, dacă mai sunt suplimentări. Da, mai sunt suplimentări. Avem... Suplimentul la domnului președinte. Aveți răbdare, că dumneavoastră conduce ședința. Pot să continui cu proiectul care se introduce. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii exercițiului financiar pentru anul 2022. Ar mai fi fost pentru suplimentat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului, dar întrucât acum o oră a fost da, a fost aprobarea finală de la Consiliul Județean, știți foarte bine, noi am făcut proiecția bugetului pe sumele care au apărut la mapă consilierilor județe pe comune. În sper să aveam 450, deci vorbim în miliarde, 4 miliarde jumate, plus 2 miliarde jumate la drumuri și am înțeles că la ședința Consiliului Județean s-a diminuat în jur de 4 miliarde. Faceți dumneavoastră calcul că pe noi ne-a dat urmează să refacem bugetul pe sumele existente și cade proiecția care a fost. Și nu mai introducem pe ordinea de zi. Probabil o să fie o ședință de îndată, deoarece avem și termen pentru a trimite bugetul către București până mâine la ora, nu știu, 24. Deci da. Al doilea punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării taxei de salubritate pentru persoanele juridice. Vă rog frumos să fiți foarte atenți și foarte concentrați. Vorbim de persoane juridice, întrucât există termen legal în acest sens și scutirea unităților de cort. Eu vreau să anunț consilierii locali că a fost depus la registratură un proiect de hotărâre având ca inițiator pe domnul Drăgăștean Ion. Domnul consilier, vă susțineți proiectul de hotărâre suplimentar da. Una de zi? Da. Deci domnul Ion Drăgășteanu are un proiect de hotărâre privind înființarea unor comisii mixte
din cadrul, compusă din, din consilierii locali și specialiști din aparatul de specialitate. Deci o să supunem la vot și suplimentarea acestui proiect de hotărâre. Aveți în față la și... Așa, dacă mai sunt suplimentări. Aveți proiect de hotărâre? Nu, tocmai de asta discutăm. Adică acum vorbim de... discutăm. Dacă vă rog, domnule președinte, să nu fie de ședința ca în anii anteriori. Dacă nu mă doare capul... Dar nu vă doare capul, uite, o să doare capul, dar nu pe dumneavoastră, vă asigur. Haideți să supunem la vot suplimentarea. Supunem la vot suplimentarea. Cine este pentru? Cele trei proiecte. Da, mulțumim. Dăm citire primul proiect. Proiect de hotărâre privind propuneri pentru aprobarea planului de măsuri pentru gospodărirea Comunei Cuvoci în anul 2023. Inițiator Dumitru Dori Munteanu, viceprimarul Comunei Cuvoci. Supunem la vot ordinea de zi suplimentată și... Supunem la vot ordinea de zi suplimentată, așa cum este cu primul proiect și cele trei proiecte. Cine este pentru? Da. Bună ziua, domnule primar, doamna secretară, stimați colegi. Așa cum procedăm în fiecare an la începutul anului, când trebuie să votăm planul de măsuri pentru gospodărirea comunei noastre, Comunei Bucoci, ați avut la MAPA lucru planul de măsuri. Sintetic o să vă spun câteva cuvinte despre acest plan de măsuri. Am încercat, având în vedere și bugetul de venit și cheltuieli pe care o să-l votăm probabil mâine, un plan de măsuri care să cuprindă, așa cum se întâmplă în fiecare an, să facem curățenia de primăvară în comună, măturarea străzilor, curățarea terenului de resturi vegetale, zăpada care deja am avut o primă acțiune sâmbătă, duminică și luni, decolmatarea șanțelor de scurgere, întreținerea spațiilor verzi și alte activități care sunt necesare în perioada ce urmează. De fapt, acest plan de măsuri este planul pe tot anul și evident că orice problemă care va apare în timp de un an de zile va fi rezolvată de către executiv și salariații primăriei. Pentru care vă supun spre aprobare acest plan de măsuri, așa cum a fost de la început. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Domnul viceprimar, câteva observații, dacă aș putea să le spun. Aveți aici, în cadrul proiectului, articolul 2, se aprobă achiziționarea unor scule și unelte necesare în deplinire planului de măsuri pentru gospodăria Comunei Buboci, care sunt aceste scule și unelte. Pentru că dacă ne uităm în planul de măsuri, ar trebui foarte multe unelte și scule pentru a rezolva toate aceste probleme care sunt trecute în planul de autogătorie. Deci o parte din sculele și uneltele necesare să realizăm acest plan de măsuri sunt, am mai prevăzut anul acesta, în buget pentru planul de măsuri în valoare de 150.000 lei, care va fi inclus în bugetul de venituri și cheltuieli care îl vom vota, o drujbă performantă, că drujba care o avem nu mai funcționează. Am avut o intervenție la începutul anului, la sfârșitul și începutul anului, de toaletarea unor copari de la școală și am constatat că nu mai funcționează. Deci o să achiziționăm o drujbă performantă, în așa fel încât să avem și eficientă necesară, o cositoare manuală,
Pentru că avem prevăzut ca în perioada ce urmează să avem și unele activități cu privire la racordarea cetățenilor la sistemul de apă și canalizare și o să ne trebuiască și un câteva scule legate de un camăr, un plex. Deci, și conform de necesare pentru ca să putem să realizăm lucrurile astea. Am înțeles. Înseamnă că, conform articolului 4, consilierii locali pot depune amendamente cu privire la proiectele de ordine de zi și nu cred că o să deranjeze pe absolut nimeni dintre colegi consilieri, nici pe dumneavoastră din executiv, ca articolul 2 se aprobă achiziționarea unor scule și unelte necesare din planului de măsuri pentru gospodăria comunei Buhoci din anexa 1. Pentru că avem anexa planul de măsuri și în anexa 1 să includem toate aceste scule și unelte. A, să facem o anexă cu... Exact. Da? Da, amendament. Sigur. Da, sigur. Sper că nu deranjează pe nimeni. Cu atât mai mult, luând în calcul și următorul fapt, vreau să reamintesc aici domnului primar. Discutăm de aproximativ 2 ani și jumătate, în fiecare primăvară să fac lucrări de măturare. Avem prins inclusiv în planul de măsuri de autogospodărie pentru 2023. Am discutat la un moment dat să închiriem un utilaj care să măture tot materialul antiderapant dat de-a lungul perioadelor reci a iernii. Niciodată nu s-a întâmplat lucrul acesta, cel puțin în ultimul de analiză. Adică dacă luăm în calcul acest program de autogospodărie, trebuie să luăm în calcul că trebuie să-l și ducem la deplinire. Evident că îl ducem la deplinire. Logic. Ăsta e rostul, scopul acestei ședințe. Da, vă aduceți aminte, domnul primar, de discuția care am avut-o, de închirierea, era vorba de închirierea unui utilaj, pentru că nu avem nevoie în tot timpul anului de un utilaj. Da, mă duc foarte bine. Știu foarte bine discuția din Consiliul Local, numai că inițiativa consilierilor de atunci s-a suprapus încă cu perioada programului de dezăpezire, ca să zicem așa, și încă nu se terminase programul de dezăpezire. Discutați noi și mi-a mai venit un val. A mai venit un val? Da. Hai să fim sinceri. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar de măturat nu s-a dat la niciodată. Mulțumesc, domnule președinte, tot pe acest subiect. Am vrea să ne aducem aminte că în fiecare an, la primarea mandatului nostru de consilieri, știm cu toții că noi avem câte un viceprimar în fiecare an și fiecare viceprimar, la începutul anului, a făcut câte un proiect de genul celui propus astăzi de noul viceprimar de anul ăsta. Și știm cu toții că niciun proiect nu a fost pus în aplicare de niciunul dintre acei trei viceprimari. Doi. Al treilea este acum, vine cu un alt proiect. Deci, hai să nu fim ipocriți, vă rog. Haideți să vin eu cu explicații. Conform legii domnule Iftimie, în fiecare an se face un plan de gospodărie și de împrumut. Da, da, chiar dacă ar fi să fie un viceprimar pe toți ani. Deci, în fiecare an se aduce spre aprobare. În fiecare an se aduce spre aprobare un plan de înfrumusețire, conform legii. Nu încercați să denaturați, să permiteți să dezinformați. Ați înțeles foarte bine, dumneavoastră nu vreau să înțelegeți, domnul președinte. Vreau să contrazic un pic domnul Mihăiță, domnul consilier Mihăiță, pentru faptul că este într-o mare eroare. Faptul că încă la data de 27 decembrie, 28 decembrie anul acesta, făceam toaletare la școala de la Bijghir, pentru că erau patru copaci foarte bătrâni și era iminent un pericol de a se accidenta acolo. Am participat la toaletarea acestor copaci care evident că face parte din planul de măsuri de pe anul 2022, care era început de domnul consilier... Atunci viceprimar. Domnul viceprimar, așa. Atunci viceprimar, domnul viceprimar Ilieș. Deci, nu înseamnă că
dacă s-a schimbat viceprimarul, nu urmărim planul de măsuri care este aprobat de Consiliul Local anual. Nici vorbă de așa ceva. Păi, odată, doi, lăsați-mă, domnul Mihai, să lăsați-mă. Da, domnul Dorin, spuneți. Lăsați-mă să duc, să fac expunerea, dacă ați legat problemă, lăsați-mă să fac expunerea până la cap. Doi, inclusiv sfârșitul anului 2022, începutul anului 2023, atunci când am fost solicitat din partea unor cetățeni să venim să nivelăm anumite drumuri sau să ducem piatră pe drumurile din localitate, am făcut acest lucru. Unde, când, fapte? Vă spun fapte, sigur că da. Nu am, eu nu sunt fotograf ca dumneavoastră să pozez imediat orice chestii care sunt trebuie cu una cu voci. Dar pot să vă spun și eu v-am invitat într-o discuție pe care am avut-o acum câteva zile, dar nu am să te lași și nu ați urmat invitația mea, v-am invitat să participați cu mine. O, mașina mea personală, cu mașina primăriei era într-o delegație, să mergeți cu mine în mașina mea personală, să vă arăt drumul de pe Pârâu, în ultimul cetățean de la tine mai încolo, nu știu cum îl cheamă, Ioane Cornul, unde ai casa, și i-am reparat drumul acolo, la Buhocel, imediat după Pârâu, de la Buhocel, o uliță care este prima uliță de după Pârâu, care este mutată, a reparat drumul cu piatră. La, a mai fost solicitat pe strada Smeurii. Deci unde vrei să dai unde niște cetățeni nu lungim cu niște cetățenii comunei au baricadat un drum care este proprietatea primăriei. Deci într-un timp relativ foarte scurt, domnul Mihăiță, am făcut tot ce a fost posibil și unde au fost și solicitări să rezolvăm problemele așa cum sunt aprobate către Consiliul Local. A terminat domnul Dorin. Mulțumesc frumos. Domnul Dori m-a făcut laș. Vreau să motivez că nu am fost laș, numai că atunci când am avut discuția cu domnul Dori, domnul Dori prezenta o halenă alcoolică care nu m-a încurajat să urc în mașina cu dumnealui, în mașina personală. Așa că îmi pare rău, nu sunt laș, sunt doar m-am protejat. Ai pus aparatul etilotez? Nu, dar mirosea alcool. Nu pot povedi asta. Spun de ce nu m-am urcat în mașină, nu sunt laș, dar domnul Dori avea avut probleme de genul ăsta, știm cu toți. Biciuna domnului aici este randia. Adică nu mai surprinde pe absolut ce întâmplă noi, consilierii locali, nu cred că mai surprinde. Cetățenii, și mă refer la cetățenii din Comuna Buhoci, cred că s-au obișnuit cu domnul Mihăiță, care este un mincinos prin excelență. Dar nu bea la volan, inclusiv eu nu bea la volan, domnul Mocan. Stimați colegi, discutăm despre achiziționarea rujbei și acestei motocositori. Din câte cunosc eu, se achiziționează în fiecare an. Dar vreau să vă aduc la minte un singur lucru. Aceste rujbe, aceste motocositori au o garanție. Au ieșit din garanție de tot achiziționăm. Eu știu că și drujba și motocositori au o garanție. Au ieșit din garanție? Vă întreb. Avem două motocoase și ar mai trebui una ca să meargă în echipă, că sunt trei motocoase. Adică să rămână pentru zona de gospodărie. Și restul să ducă. Aia să nu... Dacă ați fost atent o motocositoare, parcă așa. Nu celelalte două achiziționate, nu mai spun de celelalte care deja s-au trecut și ne costa mai mult în baza referatelor date specialiști. Ca să repare o motocositoare defectă, te ajunge aproape prețul unei achiziții. Și acum
Dacă ne cramponăm la, la sumile astea pentru achiziționarea unor sculii, și așa înseamnă că nu vrem să facem, să îndeplinim planul de măsuri așa cum, cum o să-l aprobăm, să nu era într-o confuzie. Doamne, nu trebuie să puneți problemele așa. Știu că vreți să cădeți în picioare. Știu. Așa sunteți obișnuiți să cădeți în picioare. Eu v-am întrebat un lucru, dacă îmi răspundeți la ceea ce vă întreb, eu bine. Dacă ocoliți, eu vă întreb dacă e garanție, dumneavoastră o luați și vreți să cădeți ca opa. Eu v-am întrebat de garanție, eu nu zice ce v-am întrebat de garanție. Nu v-am întrebat să spun că dumneavoastră o întoarce bine. Garanția funcționale. Așa v-am întrebat. Da, domnul, mulțumesc. Hai, că ai așteptat de mult. Domnul primar, având în vedere că este necesar măturarea străzilor, nu numai când se aplică antiderapant, și în cursul anului, facem un proiect și achiziționăm utilaj avem, care îl putem aplica la Buldo. Și cred că ne ajunge, dacă închiriem an de an, și dacă începi iar branșările, oricum o să fie nevoie. Dai pământ în stradă, trebuie măturat, trebuie... Propunerea să achiziționăm o mătură care să o aplicăm la Buldo. O mătură rotativă. Rotativă și să o folosiți oricând, fără să mai depindem de unul de altul. Nu poate veni, ați aplicat-o, ați dus, ați făcut și că pentru că o să se înmulțească și kilometre de jos. Din punctul de vedere al meu, cel care a inițiat proiectul, nu este o propunere. Dacă... Amendamentul cu anexa, cu toate, deci, inclusiv... Supunem la vot amendamentul, mai ales dumneavoastră. Supunem la vot amendamentul, mai ales dumneavoastră. Da, mulțumesc. Vreau să ne revin asupra executivului o problemă care o simte de câțiva ani din urmă. Nu văd ceva... Mai benefic, dar nu e chiar de prioritate maximă din măsuratul străzilor, nu avem așa multe asfaltate în comună. Aș veni cu închirierea unui excavator, am vorbit de câțiva ani în urmă, poate de, nu mai zic de un mandat, de două în urmă. Apărailor, elmerați în unul care l-ați decormatat din toată comuna, de pe rața comunii. Niciunul. Vorbim, dar vorbim... Ce vreți să faci? Nu. Măturăm, luăm mături, luăm la Buldo. Nu, nu știu dacă s-a scos probabil un sfert din costul Buldo excavatorului la intervenții pe raza comunii, unde a fost așa. Haideți să luăm ceva măcar, dacă nu putem dezvolta cu ăsta, să închiriem măcar, să putem face, știți foarte bine, este în mare prioritate la de la Bohocel, chiar și la Bohoci, de câte ori vine sau așteptăm întâi să vină să ne ia. Nu, dar le luăm așa în ordine, de la un capăt, venim de la Coteni în coace, de la... Eu zic că asta ar fi de maximă prioritate. Ce-ți luăm? Coteni și Bohocel? Nu, 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 asta aș vedea mai decât o mătură de măturat antiderapant. Haideți să fim... Păi asta ați spus și ăsta. Vom în seamă toate propunerile. Dar vorbim de câțiva ani, bun. Și nu s-a văzut niciun efect. Nu, dar vorbim de proiectul de plan de măsură. Facem un contract frumos, închiriem atunci unul de dar. La prezent. Da. La prezent, da, așteptăm să întâmple ceva și să nu faci. Doi, asta a fost unul. Doi, vreau să știu din materialul antiderapant care a fost pus prin anumite zone, puncte vulnerabile, cum le spuneți. Trebuia să-l împrăștie cineva sau spuse la dispoziția cetățeanului să-și pună? În caz de o intervenție majoră, intervine cetățeanul, de rând, consilierii, dacă sunt în zonă implicați, angajații primăriei, ca să nu ne deplasăm de la primărie până... Nu la asta mă refer, la dacă avem un contract încheiat cu o societate, cu cineva care trebuie să împrăște antiderapant. Da, deci, în afară de intervenția noastră la nivel de primărie cu Buldo, da, care folosim antiderapantul ăla depozitat în zone vulnerabile. Deci, nu avem de ce facem, noi ne ăla, îl luăm frumos cu Buldo, avem zone în care nu poate avem intra mașina,
avem zone în care nu poate intra mașina, Sărărița, cu care avem contractul și facem acțiuni în general pe arterele principale, unde ne permite, că știți foarte bine, că intrăm într-o zonă impostă, cu mașina în dam și nu mai scoate de acolo. Am văzut dumneavoastră cazul. A constatat în, chiar în comun, în câteva, trei artere principale cu una cu Oci, nu mai zic în restul statului, unde nici material, zone, doar puțin păspiși pe acolo, și n-au putut circula oamenii având mașini, plătestați, plătestați, toți, și ar trebui să fie normal să mă pot deplasa cu mașina până la locuință, nu? E normal, nu? Nu e dat nici mai... Dar n-ai văzut și la Franța, dacă s-a blocat acolo mai... Domnul președinte, dacă suntem gospodari și vreau să fim gospodari, hai să faceți pe un exemplu. N-am auzit răspunsul întrebării, domnul consilier. Avem să nu avem contract. Domnilor, domnilor consilier, poate cineva a uitat. Dar mi-aduc aminte foarte bine acel plan pe care a venit domnul Ileș. Și mi-a spus că avem un utilaj care se cheamă Sărărița. Dar n-am mai reușit să mai vin. Ne-a prins pe nepregătite. Dacă eu am scris pe Vale că duminică ne chinuiam 5 mașini și împingeam care mai de care, dacă vreți, va, nu? Fotografii, să vedeți. Eu în calitate de consilier, eu sunt consilier, dar nu înseamnă că trebuie să împing 5-6 mașini să-i ajut. Mi se pare că aveam acea Sărăriță, trebuia să vină și să dea cu... Nu, avem trecut în documente Sărăriță, avem, vă spun eu că e trecut, dar numai că, probabil, există, dar lipsește cu desăvârșire. Nu mai, tu vorbești. Pare foarte rău. Noi veniți să vedeți cum era pe Vale, cum împingeam 5 mașini, nu una, 5. Vreți să vă arăt și fotografii? Vă mulțumesc, dragi colegi. Trebuie să spunem, stimați colegi, deci sâmbătă când vine noaptea, când a început, am fost avertizat, am pregătit tot ce trebuia să facem pentru ca să intervenim pe drumurile din comună. Eu la ora 6:37 corespunde, eram în comună, vizualizam toate străzile care aparțin de comuna Bucoci. Drumurile județene erau oarecum trecute odată cu mașinile, utilajele de la drumuri. Noi am început în dezăpezirea, începând din extremele comune, așa cum este normal să facem. Cu Sărărița, cu cei de la MU, am început drumul de la Bilghir, am intrat pe drumul de la Bilghir, pe strada principală. Și cu lama, utilajul, dacă nu știți, vă explic eu cum este, este cu lama în față, care dă zăpadă în lateral, și cu sarea, și cu sarea, cu... Eu am vorbit ceva. Când ești pus să vorbești, vorbești. Când nu mai dă viață. Și sarea și cu materialul antiderapant care se răspândea pe stradă. S-a făcut strada principală, vă spun la Bilghir, exact strada principală, dintr-un capăt în altul. S-a făcut strada, dacă sunt consilier, partea ortodoxă, deci s-a putut intra, mi-era teamă că nu o să intru cu Sărărița, dar am reușit de la izvor, toată bucla, am coborât, dus și întors. Deci, în așa fel încât dăm zăpada și în stânga și în dreapta, am pus material antiderapant. Am intrat pe strada unde stă fostul consilier Fabian, era la poartă dânsul, curăța un om de apreciat numai dânsul, mulți cetățeni din comună i-am văzut să-și facă curățenie acolo în fața porții și n-am reușit să ne urcăm cu Sărărița până sus, ca să întoarcem în păduri, datorită faptului că, la un moment dat, mașina a început să derapeze șoferul pe bună dreptate. Domnul Bici, nu putem să ne întâm, ne întoarcem înapoi. Am terminat Bijghirul, am venit cu Valea Unului, da, dus și întors. Am venit pe drumul care leagă satul
Bijghir, de satul Buhoci, pe prima parte, ne-am dus imediat pe vale. Pe vale, într-adevăr, am avut un pic greutăți la Dumitric Roșu, iarăși nu am putut și cu Bulba, au probleme. N-am putut să mergem sus și am întors la Dumitric Roșu și am intrat înapoi cu tronsonul număr 2. L-am sunat pe Buldo Excavatorul, început de la Coteni, înspre Bucoci, în așa fel încât să vin la jumătate. Și cu Buldo Excavatorul l-am chemat imediat să vină să continui de la Dumitric Roșu la Vale și de la Dumitric Roșu la spre sfârșitul domnul consilier Mocanu să cu Buldo Excavatorul. După care am mers și am terminat partea cealaltă dintre satul Buhoș și satul Bijghir și am venit pe Dospinești. Pe Dospinești, chiar dacă o să mi se pare un lucru ciudat, la curbă, la Poderică, o derapată mașina am trebuit iarăși să chem Buhoș Escapă. Deci au fost câteva peripeții, dar până la urmă am depășit acest moment. Duminică, datorită faptului că la Dospinești zăpada mereu se spulberă, așa s-a întroienit, am trimis din nou și duminică a fost Buldo Excavatorul pe drumul Dospinești, mai ales în zona Toderică și în partea înspre ieșire în drumul principal, acolo se fac troienii, s-au dezăpezit și inclusiv luni. Luni s-au mai intervenit pe câteva drumuri mai mici, mai secundare, în Coteni, în Buhoci. Nu știu la care drum mă spuneți că nu s-a intervenit. Nu ba da, și pe părul. Care le-am văzut? Este drumul. Un pic, să vă mai spun eu două secunde. La pe vale de ce nu v-ați urcat până la Mocanu? Păi eu când am spus, au zis că eu l-am îndreptat. Să vă spun eu de ce? Spuneți. Pentru că este un utilaj agricol la domnul Leteanu în față care stă acolo și ferească Dumnezeu de un incendiu, de ceva, nu se poate trece mașinile de... Poate, nu știu. Pentru că pe partea dreaptă, cum ce urci la Dean, este nevoie. Trebuie luate măsuri și să se miște acolo utilajul ăla agricol. Deci, că stă exact în mijlocul străzii aproape. Deci uite și domnul Mocanu, știi și trece și așa este. Știu, dar eu am spus, dar văd că domnul Mocanu, să dați un pic. Acum nu trebuie să batem în domnul Munteanu acum. Dar nu am spus. Trebuie să ia măsuri mâini să se spală utilajul ăla. Dacă e un pericol, ce e asta? Dar bineînțeles că e un pericol. În partea dreaptă este pentru canalul și în stânga nici n-ai cum să te miști. Da. Un minut și vreau să închei prin asta. Ce aș vrea pentru viitor, pentru domnul viceprimar, poate nu știe sau vrea să fie. Nu am nimic cu bicicletă. Poate să fie să fac un marcon. Dar întâietatea este la Dospinești, unde microbuzul aduce copiii la școală. Am făcut. Vedeam de... Aia trebuia de prima, nu intergăță la biserică, cu copiii la biserică. Am făcut. Bun, doi să mergea la școală. Și doi vreau să știu și eu care sunt punctele sau traseile pe care le efectuează Sărărița sau societatea cu care... Sărărița, utilajul Sărărița este un utilaj cu gabarit mai mare și o anumită greutate care nu poate intra pe toate ulicioarele care avem și din acest motiv să merge pe drumurile unde au acces, unde are acces la Sărărița, iar cu Buldo Excavatorul să te vezi. O întrebare către domnul viceprimar și o constatare. Întrebarea este câți dintre membrii serviciului de voluntariat pe situații de urgență au participat alături de dumneavoastră în multiple dumneavoastră activități de pe raza comunei Buhoci, mă refer la dezăpeziri, curățiri de drum și așa mai departe. Asta e una dintre întrebare și doi. A spus că Sărărița este un utilaj mare. Dar noi mai știm, scuzați domnul, vă spun, Sărărița este un utilaj mare, așa a spus, și nu poate intra. De gabarit, cu siguranță. Dar noi să nu uităm că primăria Buhoci a achiziționat o lamă pe care poate atașa oricând Buldo Excavatorul din dotare pe care îl puteați folosi pe străduțe înguste. Mulțumesc frumos!
Aștept răspunsul, domnul Sicer. Nu mai repet, am spus că am... Câți membri se vesele? N-a fost la ședință, acum domnul Heiță. Domnul, ați răspuns domnul Dorinete. Domnul Heiță. Da, domnul Dorinete. Am spus, am început acțiunea de strepetire în două puncte. Începând în două puncte. Trei oameni care vorbesc continuu. Cotec, vorbim de autorizare în urmă. Se răspunde domnul Vici. Se vede o participare la ziua. Domnul Mocan. Toți. Președinte. Care se? Domnul președinte, stați un pic, la vorbesc eu. Ați văzut că v-am lăsat să vorbiți. Ce scuze, domnul președinte. Un singur lucru cred. Totdeauna acest drum ne-a creat probleme. De ce totdeauna îl lăsăm ultima dată? Care? Asta pe vale. Era 12:30 când am venit. Știți care e problema? Eu n-am spus să nu se facă niciodată în bijutier, domnule. Dar hai să mai facem și o rotire, domnule. Totdeauna ne ducem la bijutier. Dacă avem ceva de făcut, mergem la bijutier. Ceva de realizat, realizăm la bijutier. Și pe ăștia, cu vreo 200 de familii acolo pe vale, venim și noi așa la mișto, pe la 12:30. Și mai facem și mișto. Lasă că nu e nicio problemă. N-ați venit cu sărărița pe vale. Că dacă veneați cu sărărița pe vale, era imposibil din cele 5 mașini care împingeam la Aurel Dumitriu să nu-mi spună cineva, vezi că a fost cu țărăniță. Adică la următoarea zăpadă vine la tine. Nu nimic, eu, la următoarea zăpadă mi-au eu utilajul și o să fac eu. Cu utilajul meu prometat și o să arăt. Punem la vot punctul numărul 1. Cine este pentru? Cu amendamentul. Și cu anexa. Păi să-ți specific. Punem la vot. Cine este pentru? Da. Suntem de acord cu domnul pentru toți. Da, suplimentat. Deci, în aprobare, suplimentat. Dar suplimentat, probabil, ține. Și cu amendament. Nu am supus. Dar nu suntem de acord. S-a supus. Toată lumea a fost de acord. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii exercițiului financiar pe anul 2022. Stimați consilieri, exercițiul bugetar al anului 2022 se încheie la venituri cu suma de 8.308.113,16 lei, la cheltuieli cu suma de 7.316.975,34 lei, din care 1.771,63 de lei, cheltuieli efectuate din excedentul anilor precedenți, iar suma de 5.546.203,75 lei, cheltuieli efectuate din bugetul anului 2022, rezultând un excedent de 2.761.909,45 lei. La partea de venituri, suma de 8.308.113,16 lei se compune din venituri proprii în sumă de 1.210.740,31 lei, sume din TVA 4.299.543,0 lei, cote și sume defalcate 1.750.477,27 lei, subvenții de la bugetul de stat 1.047.352,52 lei. Prevederile anuale la venituri au fost de 8.661.273 lei și s-a realizat 8.308.113,16 lei, în procent de 96%. Dacă ar fi scris... 96%. Adică s-a atins pragul de 96%? Aproape. Păi e o diferență. 96%. Legea spune ceva cu pragul din 96%. Ori la ori a fost atins, ori la pragul. A fost atins, ori la citire. Dacă da. Să dau o citire pe capitol, ar însemna să mai ducem de aici. Da, da, ok. Strict. Banii s-au dus pe funcționare, știți foarte bine, în baza hotărârilor Consiliului Local, pe investiții acolo unde au fost documente justificative și ne-au închis cu sumele respective. Îmi pare rău că
nu avem bugetul ca să promovăm școala, să vedem ce mai avem de cheltuit pe anumite proiecte și așa mai departe. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a putea continua discuția, aș vrea să mă mai întreb încă o dată pe domnul primar să ne spună dacă avem excedent bugetar pe 2022. Avem sau nu avem? Când n-ați fost atent... Ați fost foarte atent, dar vreau să vă rugați. E plăcerea mea să vă mai spun. Avem excedent. Avem excedent, bun. De aici pornim, domnilor consilieri, doamnă secretar, și plecăm de la ideea pe care am învățat-o din alte surse, și anume aceea că excedentul bugetar, domnul Nicușor, vă rog, excedentul bugetar la nivel național este cuantificat ca fiind un lucru pozitiv. În schimb, excedentul bugetar în UAT-uri, în localități ca a noastră, este clar un factor care demonstrează negativitatea și incapacitatea pe care, de care dă dovadă domnul primar în funcție. Deci dumneavoastră, domnule primar, nu aveți capacitatea nici să cheltuiți banii pe care aveți în buzunar. Dar aminte să mai editați proiecte pe care, de consecință, trebuie să aveți din partea noastră a tuturor consilierilor locali și a comunității încă o vilă neagră. Pentru incapacitatea de a cheltui măcar banul public pe care îl aveți la dispoziție. Mulțumesc frumos! Da, mă spun eu și incapacitatea aveți dumneavoastră că nu știți ca și legal de a cheltui banul public. Deci noi nu putem cheltui banul public decât pe documente justificative și pe etape de progres a unui proiect. Fie el cât de mic. Discutăm de exact, timpul de avizie și... Dar dumneavoastră vedeți lucrurile... Bă, lucrurile de grupa pregătitoare, cum a spus-o din toată oameni. Și vă place să citiți. Competența este evidentă. Dar am citit tot. Ce să mai discutăm? Dumneavoastră are alte viziuni de grupa pregătitoare. N-avem... Domnul vice, domnul primar. Așteptăm să se ia licența, dintr-o ședință de consiliu local, prin adresele și corespondența cu, cu ADIS-ul, s-a constatat că am trecut peste partea legală în zona persoanelor juridice. În sensul că nu s-au adoptat taxa după forma legală impusă. Da. Și am mai avut o scăpare atunci cu instituțiile de cult pentru scutire. Da, aici vă dă detalii domnul de pe mediu, domnul Ghegărică, dacă sunt discuții. Deci, da, vrem să venim în sprijinul unităților de cult pentru a fi scutiți de plata taxei de salubritate, motivat de fapt. Păi, discutăm de partea legală pentru juridică. Deci noi am aprobat taxele... Ca să fim acum în concordanță, am venit strict pentru unități de cult să fie scutite și argumentat de faptul că cei care segmentează unități de cult la rândul lor își plătesc taxa de salubritate, sub formă, sau... Deci Consiliul Local a aprobat taxa de salubritate pentru persoane juridice. O sumă de lei per persoană, per lună sau per an. Ei, legislația din 2022, ceva, septembrie-octombrie, prevede faptul că pentru persoane juridice trebuie aprobată taxa de salubritate în lei per tonă. Și colegul nostru a fost la conducerea ADIS, împreună există o formă de calcul și s-a ajuns la concluzia că la nivelul UAT, Vocea a reieșit o taxă de 570 lei pe tonă pe an, deci împărțind pe luni, are și 43,0 lei pe tonă pe lună. Deci, dacă stăm și ne gândim, e mai bine, e puțin mai avantajos decât taxa pe persoană,
pentru că aici se ia în calcul suprafața pe care o are agentul comercial, unde își desfășoară activitatea. Așa prevede. Asta o să fie o metodă de calcul la taxe și impozite. Cu fermele de animale. Deci fiecare situație o vom trata personalizat după situația existentă. Deci trebuie să aprobăm așa per tonă, per lei, per tonă, pentru că așa e legal. Deci trebuie pentru că așa, da. Pentru că așa este legal. Da. Spune, da. Pentru că așa este legal. Este legal per tonă. Da. Dar sediu social. A unei societăți, exact. Păi, bani, discută, eu am sediu social acasă și plătesc pentru sediu social. Deci, pentru fiecare situație în parte, vom discuta separat. Deci, noi trebuie să aprobăm consiliul local, trebuie să aprobe taxa, nu per lei, per persoană, cum a fost până acum. Per tonă. Nu știu, 10 metri pătrați. Așa scrie acolo. Deci așa scrie, deci mi-a arătat că așa scrie, pe metri pătrați, dar în funcție de... Da, dar tonajul rezultă din o formulă de calcul. Da, ascultă-mă, domnule consilier. Deci tonajul rezultă dintr-o formulă de calcul pe care o are colegul meu în față, după lege, și va fi calculat de la fiecare societate în parte. Și va fi plătărită toate cele societate. O formulă de calcul în lege. Există lege promulgată de deci, formula de calcul, următor. Să zicem la un magazin. Să ascultăm pe domnul Vescu. Formula de calcul ar fi următor. La un magazin mic de 10 metri, Adisul recomandă 1,8 kg pe zi că se produce gunoi. Înmulțim 1,8, asta e formula lor standard. 1,8 pe zi ori 365 de zile. Și o să iasă la final de an 0,6 tone. Și înmulțim 0,6 tone cu 512 când iese 9 pe ton anual, calculul. Ăla e magazin. Ăla e magazin. Sediul social e treabă de taxe și impozite. O să vedem la momentul respectiv, în funcție de ce suprafață aveți și unde aveți sediul social și unde plătiți gunoiul. Că dacă plătiți pe bancă, automat e altă. Hai să facem o raportare la 10 metri pătrați. Cât are și taxa pe an și cât era dacă avea 5 salariați. Deci e mai puțin acum. Deci, inițial, pe Comuna Bucovina se plătea taxa de salubrizare per angajat. Dacă aveai 5 angajați, ori 195 de lei cât era taxa pe angajat, ieșa cât ieșa. Acum, prin proiectul de hotărâri care l-a recomandat ADIS-ul, taxa asta de salubritate per angajat va fi transformată în lei pe tonă, pe an. Bun. Indiferent de câți angajați ai. Numai că aici intervine suprafața. Și o să avem o formulă de calcul și în funcție de suprafeții care sunt hali, că acolo poate vorbim de 1000 de metri pătrați, normal că nu o să fie impozitați trecuți la calcul cum ar fi un magazin care produce mai mult gunoi, evident. Dar cum va fi impozitat? O să fie o formulă de calcul tot așa personalizată. O să fie 10 metri. Și acum ce aprobăm până la urmă? Domnule Diaghelo, înțeles că ați fost la adică și ați discutat cu domnul de acolo. Îmi puteți spune și mie și colegilor consiliere, cum cuantifică sau cum se va face calculul pe tone? Cine va defini câte tone a produs X, câte tone? Cum să știm la propriu? Suprafața de tone? În funcție de suprafața declarată. Tona se referă la greutate. Nu. Cine o cântărește? Nu cântărește. E o formulă din capul. Domnul Eiță, o formulă din capul. Asta e. Pentru că există această discrepanță. Dumnealui își pune trompel, dumnealui îi denunțe. Facem social e una, punctul lumea. Ce ați spus ca să schimbăm riscul toți, ca să știm ce putem? Sediul social este domnul.
Punem la vot proiectul. Cine este pentru? Deci trebuie calculată taxa lei pe tonă, nu pe angajat. Nu numărație, vă deci, spunem la vot. Da? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6? Cam atât. 6. Ok. 6, bine, poziție. 6 pentru. Hai să mergem împotrivă. Deci 1, 2, 3, 4 împotrivă. Vă rog să spuneți, trebuie să spui cine. Da, domnul. Deci am adresă la domnul prefect pentru acest proiect de hotărâre. Spuneți-vă rog cine. Cine împotrivă, iată-mă, văd cum mâine acum. Nu-ți lămuri. Deci domnul Cristine. Nu-ți lămuri pe calculul. Deci eu vă mai lămuresc o dată, vă mai explic o dată. Nu pe dumneavoastră, dumneavoastră ați înțeles, domnul Nazare. Dar nu înțeles nicio, e atât de simplu când nu vă închipuiți. Nu e simplu, nu e simplu. Dacă am 10 metri, este o formulă de calc, mai explică. Da, formula de calc și magazin, domnul. Deci hai să o luăm mai de la cinci, magazinul are o suprafață mai mare decât un sediu social. Magazinul se referi că produce mai mult. Nu contează că produce, chiar la suprafață. Nu chiar la suprafață. Deci, a patru împotrivă, domnul Iftimie, domnul Odobișteanu Ion, Odobișteanu Ionuț și da. Așa ați votat împotrivă sau cu da. Contabilizat greșit, da? Așa e. Abține, cine? Deci domnul Golae, Stoian, domnul Mocanu, Pușcăladă și domnul Cocoloș. Ce facem cu unitățile de plus? Le punem la plată pe persoane angajate sau cum facem? Nu. Păi nu. Cum că ați votat că sunteți împotrivă? V-ați spus, vă interesează numai interesul personal. Dar interesul cetățenilor nu vă interesează. Asta ați discutat, domnule. Numai ce vă interesează. Dacă aveți societate, aveți societate. Aveți societate, auzi ce afirmați? Da. Domnul primar, noi suntem Consiliul Local. Dumneavoastră trebuie să răspundeți în fața Consiliului Local, nu noi în fața dumneavoastră. Felicitări, domnul. Felicitări. Așa e. Nu am nicio societate primul care are suficient.
cercetați acum, dar sunteți dumneavoastră, domnul primar. Nu faceți acuzații nepline. Iar faceți afirmații. Fiul dumneavoastră. Fiul dumneavoastră. A, asta e altceva. Așa. Nu este altceva. Așa. Nu este altceva. Nu este altceva. Din bani și sinția. Nu s-a văzut, dar a trecut proiectul. Dacă l-a ajat pe domnul privat, să vedeți. Nu, că l-a ajat și eu. Am fost, dar bineînțeles că da. Hai, gata, Ioan, termină. Proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii mixte pe perioada determinată în vederea verificării contractelor de concesiune și închiriere la nivelul UAT Buhoci. Referatul de aprobare cu numărul 416 din data de 25.1.2023 al grupului de consilieri locali, conform articolul 20, aliniatul 1.3 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Buhoci, conform articolului 127, aliniatul 1.3 din OAG, numărul 557 din 2019, privind codul administrativ, în temeiul articolul 129, aliniatul 1, aliniatul 2, litera A și C, aliniatul 6, litera A, codul administrativ, propune. Articolul 1. Se aprobă înființarea unei comisii mixte pentru perioada limitată formată din 3 consilieri locali și 2 funcționari publici cu atribuții în domeniul agricol și urbanism în vederea verificării contractelor de concesiune și închiriere a bunurilor de pe domeniul UAT Buhoci. Articolul 2. Perioada de funcționare a comisiei mixte este de 30 de zile de la data adoptării prezenței hotărâri. Articolul 3. Reprezentanții comisiei vor încheia un raport de activitate conform articolului 20, aliniatul 2, din ROFEU, raport ce va fi prezentat Consiliului Local și primarului Comunei Buhoci. La acest proiect de hotărâre, eu sunt obligată să aduc la cunoștință prevederile articolului 128 din codul administrativ, care spune că alesul local aflat în conflict de interese, în condițiile prevăzute de prezentul cod administrativ, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului respectiv, care ar putea aduce un folos material pentru sine sau pentru soț, soție sau rude, ori afin până la gradul al doilea inclusiv. Deci, consilierii locali care dețin contracte sau... Este cazul la noi, de asta am și prezentat articolul ăsta. Știm foarte bine că de obicei cei care au fost în conflict de interes sau cel de la vot. Deci dacă dintre dumneavoastră să anunță cineva că ar fi în conflict de interese, vă rog să vă anunțați și să nu participați la vot. Actele administrative emise sau adoptate cu încălcarea acestor prevederi legale sunt înlocuite de nulitate. Da, domnul primar. Da. Aș mai veni eu aici, sigur o să vă spun acuzat că am emis, dar cei care vor face parte din această comisie, în speță specialiști la nivelul comunei, au participat la proceduri de închiriere sau concesionare și s-au dat acordul vis-a-vis de tot ceea ce ține procedura de închiriere. Pe de altă parte, consilierii care consideră că vor să facă parte din comisie nu au decât dar să-și asume după aia și un eventual unei litigii sau penalități survenite în baza procesului. Că sigur, cineva care este lezat de un contract o să acționeze în instanță și o să deja mult. Sunt amenințare ce faceți dumneavoastră. Sigur că dumneavoastră acolo. Eu sunt dator să le fac cunoscut celor care vor intra. Din cauza că toate procedurile sunt
corect și legal încheiate la nivel de OAT voci, trecute prin toate comisiile de specialitate și hotărâri de consiliu local la acel timp, ce să facă consilierii? Să întrebe pe consilierii de ce au votat și de ce au fost de acord concesionari. Mă întreb și eu, ce să facă specialiștii? Să ducă și de cine vor fi numiți? De cine vor fi numiți? Că eu sigur n-o să numesc pe nimeni din cauza că o să mă tărâți sau o să tărâți primăria Comunei Boci în zonă de litigii și așa mai departe. Și nu sunt omul ăla, n-am tărât primăria de la celălalt aia nu a fost niciun litigiu, acolo totul a fost legal, nu? Către fiul dumneavoastră, legal. Deci foarte legal a fost făcut. O să verificăm, dumneavoastră, vă promit. Verificați dacă aveți, interes. Nu? Interes, nu aveți competență pentru a verifica. Ați mai verificat, ați mai făcut o plângere vis-a-vis de cele 24 de hectare. Haideți, venim cu documente. Vă rog, haideți, că altfel iar vă spun că sunteți minciți. Avem și rezultatul anchetatorilor și spune clar că nu se confirmă cele spuse. Da, și cele reclamate, dar sunt dator să vă spun dinainte, cei care vor face parte din această comisie vor... De cine spuneți chestia asta că vom da cu subsemnatul, ceva de genul, când dumneavoastră aveți concesionat un izlaz și el este arabil? Eu am concesionat? Da, primăria Comunei Buhoci, cu semnătura dumneavoastră este aprobat. Eu nu pot să mergeți la fața locului și uitați-vă călare de 10 ani. Deci, domnule, faptul că s-a arat acolo... S-a arat din 10 ani, s-a arat. Ce răspuns? Putem la diverse, asta este... Nu. Izlazul nu se modifică. Deci, în momentul în care ești obligat pentru un amenajament pastoral să intervii asupra izlazului, să aduci plus valoare, asta face parte dintr-o procedură de lucru anuală. Face anual și lotizat, domnul primar, nu se face pe toată suprafața din 60 de hectare. Nu, stați o secundă că ne-am dus prea departe. Nu ne-am dus nu. Primarul Comunei Boci face cum vrea dumnealui. Deci, domnul consilier, primarul Comunei Boci respectă legea. Ai multe consilieri care sunt în conflict de interese? Deci care au contracte de închiriere ieri? Da. Sau concesiune, ei sau familia lor, nu de până la gradul al doilea. Nu ai voie să plătești. Una cu alta. Nu ai voie să plătești, mă bună. Să explic la Consiliul Local cu Boci care este situația dincolo. La fața locului. Păi proiectul, da, păi ăsta e proiectul. Și atunci, deci nu-mi dați voi... Păi dați-mi și vă ies eu ce este, nu... A spus de toate contractele. Nu contează. Eu am teren izlas comunal concesionat, dar nu l-am arat, domnul primar. Deci nu l-am... Dar nu asta a spus în proiect. Nu contează. Revenim și spunem tot ce este. Nu păcat nimic la domnul Ion, la domnul... Mai pot, s-a mai pot. Haideți să vă spun. Că ați spus să spuneți ceva, dar ați scris altceva. Și încă o altă problemă. Dumneavoastră vă referiți la o anumită persoană. De ce nu ați trecut banul cel puțin zona? Dom'le, atac zona aia din zona nu știu cât vreau. Dumneavoastră ați generalizat. Ați generalizat. Asta este problema, pentru că ați generalizat exact din contractul de arendă. N-are dumneavoastră, eu știu unde vă referiți. Știu foarte bine unde vă referiți. Dar ședința care a fost în decembrie nu a fost destul de clar cu contractul de concesiune de peste Siret? Dar n-ați scris asta în proiect. N-ați scris asta în proiect. Cred că vrei să vezi tot acolo. Cine m-a ajutat să scris, dar n-ați scris ce ați făcut dumneavoastră. Dar eu nu l-am arat. Ce interese aveți
acolo, doamna secretar. Dale, respect legea. Nu acolo, la proiectul pe care tot îl acoperiți. Ce interesează? Nu am dat de legalitate, este legal. Păi și dacă este legal, atunci de ce tot puneți mâna? Păi spun, eu v-am adus la cunoștință. Precizările legea. Cine are, cine scoate în conflict de interese, să se anunțe că nu votează. Asta e legea. Haideți să vă mai dau citire, că se pare că are legătura, nu se lasă la diverse. În atenția Consiliului Local Boci și a Comisiei de Specialitate a Agricultură din Consiliul Local Boci, procent verbal. Astăzi, 10.01.2023, am fost solicitați de domnul consilier local Ionuț Odobișteanu, membru din Comisia de Agricultură din Consiliul Local Boci, cu referire la necesitatea de a constata o schimbare a destinației unui teren în suprafață de 58 de hectare din proprietatea publică-privată a primăriei Comunei Ugoți și aflat în custodia Consiliului Local Ugoți, teren care a fost închiriat în baza unei hotărâri de Consiliul Local din 2017 pentru o perioadă de 8 ani cu posibilitatea de prelungire. Terenul menționat mai sus apare în actele de închiriere concesionare ca fiind teren pășune. Convocarea verbală și telefonică a fost făcută pentru data de 11.01.2023, ora 15.30, la fața locului. Au participat 4 consilieri. Cu membrii Comisiei de Specialitate a Grăzdem, Consiliul Local Boș nu au fost prezenți pentru a constata cu majoritate cele observate, se convocă de către Consiliul Local și membru în Comisia de Specialitate Agricultură, Ionuț Odobișteanu, Comisia de Specialitate Agricultură, da, pentru data de vineri 13.09 la sediul primăriei Buș, pentru ca ulterior membrii Comisiei și alți consilieri locali să meargă pentru constatarea realității la fața lor. Noi am luat de bază această înștiințare, da, și am făcut o adresă către cel care a concesionat acest teren să ne pună în vedere dacă s-au încălcat prevederile contractului. Și domnii ne-au trimis următoarea adresă. Domnule primar, subscrisa, societate firma Chiriac SRL, cu sediu în localitatea la Domnulești, comuna Leita Veche, județul Bacău, înregistrată așa la comisiune, având în vedere adresa numărul așa din dată, vă comunicăm următoarea. Destinația terenului care face obiectul contractului numărul 2354 din 11.05.2017, respectul obiectul acestuia, respectiv închirierea pajiști aflate în domeniul privat al Comunei Boci pentru pășunatul animalelor și producere de furaje, conform titulaturii contractului. Deci nu râdeți. Păi râd, domn primar. Deci nu râdeți. Furaje înseamnă fâși. Deci domnule dumneavoastră, eu vă spun, mă lăsați termin, da? Da, da, da. Da. Sunt respectate de asemenea obiectivele locatarului. În concret, așa, precizăm faptul că încă de la preluarea subscrisă a societatea în calitate de locatar, am luat măsuri pentru îmbunătățirea structurii solului prin fertilizare. Mă lăsați? Înțeles, cum să nu vă las? Prin fertilizări organice anuale, datorită faptului că solul ce face obiectul contractului are în cea mai mare parte o textură nisipoasă și pierde foarte ușor apa. Este dificil de menținut pășune de mulți ani. De aceea sunt necesare reînsămânțări anuale pe parcele mai mici pentru a avea ierburi de calitate și calitate superioară, astfel și pentru planul 2020. Deci legea spune că pășunii eu trebuie să o ar și să împiințez alte culturi, că pierde apa din sol. Să mă lăsați să termin. Nu am foarte bun simț, dar doar mi s-i dat cu niște prostii. Eu dai răspunsul lui Domnul, de ce primar? Răspuns de primar sau de avocat? Spune-o, dacă are o conexiune din consiliu. Mai dau și pe domnul consilier sau lăsăm pe dumneavoastră să facă comisie și să facă legea cum vor.
Dar continuați, domnul primar, că vrem să știm și noi exact ce răspunsul dat. De aceea sunt necesare reînsămânțări anuale pe parcele mai mici pentru a avea ierburi de calitate și calitate superioară. Astfel, pentru anul 2023 am făcut comenzi de sparceta și bromus la stațiunea de cercetare și dezvoltare Pajiști Vaslui în vederea reînființării Pajiști de pe suprafața închiriată. Atașăm o poză cu drona pentru a se vedea chiar în condiții de ploi normale ce probleme sunt cu păstrarea apei în sol pe terenul ce face obiectul contractului. Poza este făcută în anul 2021, când au fost precipitații normale. Anul 2022 însă a fost unul deosebit de secetos, ceea ce a accentuat și mai mult structura solului. Menționăm și faptul că societatea noastră are ca obiect de activitate creșterea bovinilor pentru lapte, calitatea de plante, furaje, iepacee necesară pentru efectivul nostru este foarte mare. În consecință, atât suprafața de teren închiriată, cât și alte sunt atent îngrijite și utilizate conform dispozițiilor legale. Și avem aici niște fotografii făcute, nu știu, din dronă, din ce s-au făcut, care, în fine. Deci noi, ca și primărie, am luat în considerare adresa celor patru consilieri, am făcut demersul conform cadrului legal și vom merge în continuare dacă cei care o să ducă comisie, o să facă, nu știu ce o să facă, probabil, vă spun, o să ajung la limit și la proces. Domnul primar, legea pășunilor, ce spune? Citește, domnule, și vezi ce păi spune. Nu, ce spune domnul primar? Nu ai voie mine, să dar eu sunt legist. Ai voie să reînsămânțesc parcelat, nu total, să atotizlat. Conform articolului care? Dacă tot ai venit în față, dar și explicați. Păi, dar dumneavoastră spuneți că știți. Noi discutăm pe niște hârtii care sunt niște falsuri, care la fața locului, la fața locului se arată de 10 ani. Ați făcut acuze că... Nu puteți să vorbiți pe rând, domnul primar. Să arată de 10 ani. Dumneavoastră, pe suprafață, domnule. Pe suprafață, dar pe izlat e semnată adeverința apea, nu pe teren arab. Să se facă. Eu vă zic sigur. Mai întreb ceva. Aveți niște șesuri acolo. Sunteți concesionar, nu băie. Aveți niște șesuri acolo. De ce nu le-ați arat să le pregătiți? Ba le-am pregătit, domnule. Ba le-am pregătit, le-am ajuns să mânțat, puteți verifica. Adică le-au pregătit și le-au sămânțat, din ceea ce știu. Până... vă rog, peste colac și pupăță. Domnul Chiriac, firma domnului Chiriac, ia și face schimb de interes. Deci îi dă un domn de acolo, de lângă, cum îl cheamă? Sub închiriere. Da. Sub închiriere. Face și sub închiriere. Dar de ce nu a scris acolo că face sub închiriere, domnul primar? Acuze, nu știu. Nu, dar o să ne... De ce nu dați voie, de ce n-ați dat voie la consilierii care au fost în agricultură să meargă acolo de i-ați amenințat? Nu i-am amenințat. Ba da, i-ați amenințat că născuți persoane... Vă să-i trageți în niște litigii? Nu o să trage nici într-un litigiu, domnul primar. Pentru că... De asta ne-am judecat un mandat de 4 ani cu diferite instituții. Mergem pe realitate. Nu mergem așa pe voi. Ați avut încheiat cu domnul Asan din 23 de hectare din cele 58. Atunci nu v-ați scris ia cumva numele meu pe acolo. Nu, ia 200 de oi, domnul. 200 de oi erau al lui Bogdan, domnul meu. Eu n-am fost niciodată pe sistere. Atunci nu v-ați ocupat să... Problema juridică trebuie să ocupe administrativul, domnul. Ajungem juridic. În capul consilierilor. Consilierii vor răspunde. Domnule, vreau să vă spun că contractul a fost încheiat legal? Da, dar... A fost încheiat legal? Repășune! Atâtați, domnule, dacă sunteți în stare! Atâtați! Atâtați, nu aveți dreptate! Deci, executivul trebuie să-l facă.
Îmi dați voi să vorbesc și eu, da? Nu mă leg de punctul ăsta, am alte două obiective care am avut în discuții în anii anterior și revin acum cu hectarele alea care le deține MUV-ul. Nu? Da. Avem ceva acolo? Avem așa acolo. Cine eliberează da, autorizația de, știu că la, pentru concesionare l-a avut ca și Islas, da? Da. Dumnealui exploatează. Escapează. Așa să vorbesc eu, da? Ups! Cine eliberează autorizația? Primăria sau? Știu sigur. Nu cunosc piața, dacă vă referiți la domnul Munteanu, știu atât că are preluat de la domnul Zanfir multe contracte de arendă în zona Crunt Costei. Deci ce ține de partea de Tufărișul și nu știu dacă avem Islas acolo. Domnul foarte bine zona, primar, dar m-am deplasat acolo și știu doamna foarte bun. Exploatează exact zona care este concesionată. Concesionată. Nu știu dacă primăria sau cine, probabil Agri Române sau cine e, nu emite autorizații pentru exploatare. Nu se mai emite așa ceva. Exploatarea agregatelor minerale. Da? Vă dați seama ce costuri sunt pentru exploatarea agregatelor și ce face dumneavoastră. Un. Doi. Nu am nimic, am lucrat și nu e vorba de... Nu mă dec că am o dușmănie sau ceva. S-a eliberat autorizații sau ce se face pentru treaba piscicolă. Deci la... De asta zici, okay. La Cotec, da? Știm foarte bine, tot așa, să exploatează agregatele. Tot la fel, cine eliberează? Oate, voci sau are de undeva autorizație de exploatare? Sau nu știm ce să face acolo, ca executiv. Deci, dacă se referă la pisciculă din zona Cotenie, există autorizație de construire de la emisă de Consiliul Județean. Și, dacă, și Oate n-a eliberat nimic? Păi nu, că... Pe interes acum e domnul primar, dar trebuie să știți, să avem deci, conform legii 50, tot ce ține de extravilan, emite autorizații de construcție, da, Consiliul Județean. M-am nemurit la următoarea ședință, unul nu mai ține. Deci nu mai acuzați primăria, în baza autorizației emise de primărie, să faci ceva. Stați un pic, domnul. Vreau să mă repede. Ca și exemplu, ca primar, domnule, sunt primarul comunului Oști. Ce vreau să fac? Faci toți, am plecat. Strom. Facem o fermă piscicolă. Bravo, domnule, foarte frumos. La nivel de comună, la Bucovina, să fie o fermă piscicolă. E ceva? Dar ce stadiu se lucrează? Se lucrează. Deci... La apă și canal. Da. E nu mai e numai. Haideți să... Nu am nimic nici cu domnul, nici cu doamna, nici cu nimeni. Deci, haideți să facem ceva. Înțeles. Deci, momentan, acea investiție este cuprinsă în cadrul legal și într-o autorizație valabilă de construcție emisă de Consiliul Județean. Eu am înțeles piața, dar da, v-ați spus piața. Dă, domnule, și eu, ca și primar, sunt primarul comunii Bucovina. Te duci când dă pieștri, bă, atâta. Corect, bravo, e acolo. Exact cum e la domnul Cocu, să-i taxăm pești care nu fac biserică. Pești nu faci. Nu, nu produc, nu produc cu noi. Haideți, sunt dispus să merg cu dumneavoastră. Nu mă legam ceva cu domnul Cojocar, cu domnul... Să vă demonstrez că, într-adevăr, pe zonă, zona concesionată, teren, poate, cu voci, se scădează. Da, domnule, dar eu am făcut un proiect în baza care au primit autorizație și ei... Să vadă ce înseamnă o autorizație eliberată pentru excavarea agregatelor minerale, vreți, doamne? Dacă vreți, vă aduc autorizația, dacă vă aduc ce autorizație mi-aduceți voi. Dar haideți să ne vedem o leacă și de treaba noastră. Eu dacă ar fi marcă... Există autorizație emisă de Consiliul Județean, domnule. Care e aprobat de... Păi cum a obținut Consiliul de autorizații de la Consiliul Județean? Stimați colegi, haideți să înțelegem ce înseamnă o lucrare de construirea unui iaz. Avem fermă piscicolă și avem un exemplu aici în sală. Un domn consilier care a făcut o fermă piscicolă. Da? Și care există și acum. Da. Ca să faci o fermă piscicolă, trebuie să faci o gaură. Nu. Păi altfel nu pui pești. Da, da, domnul consilier, deci hai să mergem rațional și logic. Ca să faci o fermă piscicolă, trebuie să faci o gaură. Vorbă, ce vrei dumneavoastră să spui. Da? Această locație
se escalvează cu ceva, poți să o faci la hârleț, dacă ai mușchitar. Hai, domnule, nu-s chiar așa de... Păi, văd că ești. Păi nu, dar mă lăsa asta. Domnule, atâta timp, ascultați-mă ce vă spun eu, atâta timp, cât există o autorizație de construcție, niciun consilier nu poate să-și dea cu părerea peste specialiști. Noi știm să facem, okay. Pot eu să mă pronunț și arbitrul consilier că ăla face o gaură, o face cu bola, o face la hârleț. Aveți cunoștință de terenul de la care exploatează MUF, în ce stadiu? Sau ce? Nu știu. Păi și atunci? Da, mai auzit că am încercat problema asta. Hai să vedem la subiect inițial și mai oameni. Domnule, 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 totuși trebuie să dau la prietenul meu cuvântul, trebuie mâna. Doare mâna, dacă știți să sprede. Acum să știți că ați pronunțat corect, prieten. Acum avea... Mulțumesc. Pronunțat, mulțumesc. Așa. Nu, dar știți că eu trebuie să completez documentul potrivit. Prea mult, doar niște amănunte ca să clarifici. Acea gaură, vă referiți la gaură. Pentru că eu am fost în aceeași situație și cunosc foarte bine gaurile. Deci, să ia, s-a luat un teren în concesiune de la o primărie, este legal. Ai venit cu un proiect ca să faci un iaz, un piscicol, orice vrei să faci, se eliberează în baza proiectului autorizația de la Consiliul Județean. N-are treabă primăria de zonă. În baza autorizației de construcție eliberată din Consiliul Județean, care vine expertul lor de acolo, se măsoară, se pichetează suprafața, se dă un termen de execuții periodic pe an pe an și se plătește o redevență la ANRM. Nu exploatează de acolo gratis. Păi, schimbate cu nu mai, nu mai, te rog frumos. Nu mai plătești redevență la bine române. Că așa prevede legea statul român. Dar plătești redevență la ANRM București. Prin contractul care se face cu Consiliul Județean, se fixează și o redevență pentru primăria proprietarul terenului și să dă un termen de execuție. Dacă ai depășit terenul, să mergi pe alte căi. Dar autorizația de construcție și faptul că excavează agregat mineral este legal. Bun. Îmi permiteți o completare? Vă aduc aminte pe acolo 2 ani de zile. Bineînțeles, și al dumneavoastră. Bine, domnul președinte, permiteți-mi o completare. Domnul coleg, domnul Ferel Stoian, a fost împreună cu mine și cu colegul nostru Adrian Golaie acolo în zonă, dacă v-aș aminte, am fost împreună, da? Acum 2 ani de zile și atunci a spus ceva, a spus că de aici și chiar azi a spus că de acolo se va escapa 20 de ani, așa a spus? Păi în ritmul care merge acum, cam 20 de ani escapează acolo cu nescapă. Așa, bun, și atunci am mai discutat și am constatat noi împreună, noi trei, am constatat că suprafața închiriată sau concesionată este una și suprafața escavată este alta. Adică este mult mai mare. Așa este? Nu sunt eu în măsură să merg la măsurător. Nu, dar e făcut să este așa. Asta să revenim la proiectul. Vedeam ce se întâmplă. Trebuie să-l ajutăm și pe el într-un fel. Termine expunerea lui. Zidor, pe motiv. Vrei să arăt jumătate? Vrem să se formeze comisia din 3 persoane. Eu vreau să fac parte primul. Ia-o. Dar da, să vedem care este situația la fața locului. Pentru că nu s-a vrut să se meargă. Suntem fiia satului, care suntem toți. Nu toți. Suntem că trăim. Adică noi, ea, noi, ea. Să știți că aveți perfectă dreptate. Încă o dată revin asupra aspectului. Dumitale, cu știe cum este mormântat bunicul lui tare. Bunica mea este în cercul cimitirului Buhoi. Acum s-a spus legat. Vă fericit. Acum trebuie... Și trebuie să ne organizăm în așa fel ca să putem să mergem pe o claritate. Fără mai opri domnul primar pe unii consilieri colegi de partid să participe la comisiile de specialitate. Vă rog, domnule primar, puteți promite acest lucru? Ați înțeles un singur lucru. Cine este atent la ședință? Familia Leteanu și familia Leteanu au apărut un conflict.
și indirect vrea să ajungă în altă zonă. Deci noi am aruncat din ștar. Domnule, problemele familiale, țineți-le pentru dumneavoastră și problemele instituției, lăsați-le pe instituții, că instituția sigură își va face treaba legal și corect. Cum de atunci și-a făcut-o și cu încheierea, și cu încheierea contractului. Deci sunt contracte legal încheiate, care dacă cineva își permite să le atace sub o formă sau alta, se va ajunge în instanță. Și sigur, în instanță, oricum, se va duce cumva peste termenul de închiriere. Acolo vreau. Dacă nu făceați conflict între leteanul, nu era conflict între leteanul. Acum am fost acuzați că la timpul ăla când s-a încheiat contractul, dar tot au avut o discuție sinceră, la momentul în care s-a încheiat acel contract, s-a luat legătura cu evaluatorul la timpul ăla. Mare parte din asta, în 2017, știți foarte bine că areta pe hectare era în jur de 600, 500, 400, depinde de zona de producție. Calculat la timpul ăla, că știu foarte bine caietul ăla de expertiză, calculat la timpul ăla boabele erau în jur de 40-50 de bani și faceți un calcul acum. Că la timpul ăsta a apărut o vânătoare a terenului și o dezinformare a cetățenilor că cineva ar da o tonă la hectar. M-aș mira, chiar aș vrea să ajung acolo, că și eu aș da în arenă să-mi dea o tonă la hectar. Dar o să ajungem la clauză contractuală că roata se va amânti și într-acolo. Atunci s-a încheiat un contract legal, la timpul ăla, cu toate că anual se adaugă cu rata de inflație, conform cu legislația. Putem fi acuzați că nici nu s-a încheiat cu o tonă la hectar. Între Bodobișteanu și Leteanu, aici nu discutăm despre chestiile astea. Noi discutăm despre distrugerea izlazului. Deci izlazul a fost izlaz cu iarbă și dumnealui l-a folosit ca arabă. Și despre asta discutăm. Nu discut. O să am eu joia mea, nu-i treaba mea. Justific. Și mă duc până unde trebuie să mă duc. Și eu trebuie să mă duc. Foarte bine. Vă mai cer ca să fie... Da, mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, s-au discutat pe acest proiect foarte mult, din punctul de vedere. Chiar există niște suspiciuni din toate discuțiile care au avut loc. Mai mult, colegul nostru consilier a adus în discuție și alte contracte în care nu se respectă, asta nu știm, rămâne să vedem, să verificăm. Motiv pentru care, din punctul meu de vedere, ar trebui ca să fie înființată această comisie, iar consilierii care se cred în conflict de interese, părerea mea, să abțină de la vot și să... Nu-i părerea dumneavoastră. Am prezentat legea. Temeiul legal. Dar noi știm că are Eu știu, doar mai vin cu rugăminte. Părerea dumneavoastră, nu aș respecta problema. Deci aici respectăm prevederile legale. Noi am mai aprobat hotărâri în care unii consilieri s-au abținut. Deci nu este prima hotărâri cu o zi de genul acesta. Dar mai când nu ajuns niște chestii la care nu aveam dreptul și până la urmă legal am... Gata. S-au discutat de toate și nu s-au înțeles nimic, au făcut să închide ședința, domnule. Nu. Să-ți solicităm. Da, de acolo, poate.
Păi bun, stați un pic. Acolo spuneți că vreți o comisie mixtă, trei persoane și doi reprezentanți ai primăriei. Dar, așa cum a spus domnul primar, reprezentanții primăriei au făcut parte din acele comisii de licitații. Deci nu aveți cum să amestecați aparatul de specialitate al primarului care au participat la licitații cu comisia de verificare a contractelor. Deci o neconcordanță. Dar semnăturile cum și le dă doamna secretar pe adeverințe? Da. Păi ce faceți dumneavoastră? E obligația acum să-mi spună ce vreți dumneavoastră că au semnat niște documente perfect legale. Păi uitați, astăzi spun ceva. Un domnul Pușcălar, care vrea să fie nominalizat în comisii, își va verifica dumnealui contractul de închiriere, că dumnealui a fost președinte la acea licitație. Cum își va verifica dumneavoastră el ca membru al consiliului local? Da, un corect și cinstit. Stați, domnului Iftimii, că să prezentăm la toată lumea, să știe lumea ce vreau dumneavoastră să propuneți. Ce vreau eu să propun? Deci, nu aruncați cuvinte pe mașină și care nu și-au rost. Deci, proiectul nu mi-a fost dumneavoastră să fie comisie, da? Deci, dumneavoastră își va verifica activitatea de la acea licitație. Dumnealui pe dumnealui. Da, și nu ăsta, ce faceți aici? Poate dumnealui crede că s-a produs o eroare. Atunci da, da. Încă o chestie, că domnul Pușcălar a fost președinte. Deci toate contractele de închiriere concesionare au fost anexe la hotărâri. Deci au fost aprobate de dumneavoastră. Haideți să ființăm comisia aia, dată și dată. Da, eu vă spun și dumneavoastră faceți ce vreți. Așa, facem cum scrie în lege. Exact. Cum scrie în lege. De ce n-am voie să fac parte sau cum? Să vă verificam noi. Dar ce am avut interes sau? În baza cărui articol de lege. Spuneți aici, articolul de lege care nu-i permite domnului coleg de-al nostru să participe. Avem într-o comisie de specialitate. Am spus ce e prevedere legală în este. A, dacă am văzut ceva, acolo. N-am zis, supuneți la urmă. Cine este pentru comisie, nu? Pentru proiectul de hotărâre. Nu așa. Dar pe aici trebuie să alegem băia trei. Trebuie alegem trei oameni. Ce se poate de ce adică nu trebuie să participe și persoanele de la primărie? Da. Păi, dar noi suntem consilieri, dar poate nu știm niciun ditar la oa. Păi. Păi, păi, păi. Eu nu știu. Poate noi nu știm ditar la oa. Doamna secretar. Ceva la oa și nu știu. Păi, nu știu. Domnul Dumnezeu. Păi, dar. Domnul Pușcălar, că s-a votat de acum? Păi nu s-a votat, domnule. S-a votat, că a votat. Ce s-a votat? Nu vorbiți pe lângă. A votat 5 pentru... Pentru ce, domnule? Înființarea comisiei. Așa. Da. 6 împotrivă. Care împotrivă, doamne? Că nu s-a pus la vot. Unu împotrivă și 6 abțină. Unde ne-a zis nu s-a întrebat, domnule. Am întrebat, domnule, că s-a abținut singurul om care a fost împotrivă, a fost doi în care. Dar nominalizați oamenii care sunt membri ai comisiei, așa se face toată. Restul s-au abținut. Dar nu sunteți fii în satului. Este filmat. Nu sunteți fii în satului. De exemplu, domnul Vici. Munteanu, de când era copil știa unde e zazul ăla comunal. Știa domnul Vici? Știa domnul Vici? Știa, nu? Și atunci când o întreba doamna secretar, că cine este, cum este? De ce nu spune un adevăr? De ce nu spune un adevăr, domnilor? De ce nu ales oamenii ăștia? Vă ales ca să stați și să apărați o persoană care face ce vrea cu 58 hectare sau cum sunt acolo. E rușinos, domnule, din partea dumneavoastră. Rușinos, foarte rușinos. Rușinos. Tot o amestecăm și o dăm și o lungim și o întoarcem și
lucrosul, ce pentru ce? De ce să ținem, domnule, parte la o persoană care trebuie să, să fie în regulă? Exact cum e domnul primar în regulă acolo la izlazul lui. Eu aici... Numai vă rog frumos, nu spuneți de domnul primar, că n-am nicio legătură. Nici o legătură, e cât de sânt. E băiatul tău. E cât de sânt. Lăsați tineretul din comună să încerce să facă ceva, că dacă îi răituit și îi fugăriți, o să rămâne... Asta v-am mai spus, așa mai băria, dacă era o persoană din ăla sau un copil din ăla care pleșea cu hectarele alea, nu mă interesa. Trebuia ajutat. S-a anunțat domnul Iftimi, care trei avem o adresă din partea 4 consilieri sau 5 consilieri. Când am înțeles prin reportaj domnul Iftimi că nu știu, vor fi toți socialiști, când spune acolo că niciunul de la PNL nu a semnat. Și vreau să clarificăm... Vreau să... Să se încheie, nu sunt niciun ședință. Vreau să... Vreau să... Cum ne zice o ieșit la diverse? Nu se termină nici ăsta. Deci avem pe diverse o solicitare a unui număr de consiliere cu privire la o fântână, la o capcană, din punctul meu de vedere, astupată. Dar, în fine. Vă rog pe domnul Vince să spune. Domnul Vince nu s-a înscris la diverse și eram eu... Avem solicitarea dumneavoastră, domnul... O secundă, primar, și eu o adresă primită la primărie, din partea doamnei Mădălina Lanză, care solicită în continuare... A fost pe ordinea de zi? Domnule, sunteți trebuie să veniți, dumneavoastră v-ați... Nu trebuie pe rând, doamna secretar. Da, pe rând și pe rând administrativ. Eu am fost în primul loc. Domnule, citiți, doamna, citiți din când e adresa, înainte. E foarte simplu și termin imediat compromis, dacă nu o deranjează. Haideți să lăsați pe calma, să termine prima. Stimate domnule primar, funcționarii diplomatiei. Nu meritează. Consiliul Local Buzi, prin reprezentanții acestuia, așa scrie în adresă. Nu știu, dar nu văd că aflatul de raportul greșit, cât ar trebui atât la proprietare, ai tuturor fundurilor la proprietar, proprietar, acolo e unii în plus. Proprietor. Proprietar. Proprietor. Aparținând domnului... Deci, adresăm executivul Consiliului Comunei Buzi. Noi sper să domnului primar... Deci, mi-așa. Lăsați-o mai lăsați să citească, când îi demonstreze că știe să citească. Hai, domnule, dau citire. Hai, vă rog, Consiliul Local Buzi solicită prin prezent aducerea în stare inițială a fântânii, dotarea și plăzarea acestei. Vă rog, vă ce s-a întâmplat acolo, că nu, oricum nu înțeleg ce vorbește. Dumneavoastră nu înțelegeți nimic. Da, stimați. Să vă prezentați Consiliul Local din băieții vor răști. Care băieții ăștia, domnul? Sunteți chiar lipsiți de puțin. Care băieți? Suntem băieții dumneavoastră de la voastră? Domn președinte. Nu vă e rușine. Domn președinte. Care băieți, domnul? Domnule, eu... Dar cum să vorbești? Dar nu l-au zis cum, cum le tratează băieții. Băieți, a zis ceva rău, băieți? Domnii consilieri! Băieții mea, mi-a dat să zic că băieții șmecheri. Care băieți șmecheri? Dumneavoastră sunteți băieții șmecheri. Hai, nu mai e. Ba da, nu te știți. Nu te știți. Nu te știți. Cu nimica. Ba da, băieții șmecheri stau acolo. Nu mă mai doar. Și haideți, îmi permite să se expune. Dar ce se expune? Că expune. Bravo, dumneavoastră, aveți un vocabular. Gata, terminul, că nu mai și doamna să da, eu am și alte metode, domnul președinte. Nu am metode de prezentare, aceea ce vreau să prezint public, le și o să deveniți mai bine. Exact, domnul consilier Munteanu să spune și să răspundă la... Păi, dar domnul Munteanu a fost, domnului consilier Munteanu a fost adresată această cerere sau domnului primar? Cuvântul meu, dacă mă spune. Noi, dacă ne aducem la mine... Domnule președinte, noi am făcut o cerere către domnul primar, care i-a cerut să acționeze și se corecteze o greșeală enormă făcută Comunei Buzi de către domnul Vice. Și domnul consilier
legitimii, conform legii și regulamentul, dumneavoastră ați făcut o adresă către primar. Așa. Și primarul, la rândul dumnealui, cere notă explicativă celui care a săvârșit fapta sau a condiții de calitate în spesa. Domnul Munteanu, vă rog frumos să veniți cu nota explicativă. Sigur că da. Deci, din momentul în care am primit adresa la sediul primării și am pus, s-a primit adresa... Dați un pic, vă rog frumos. În momentul în care s-a primit adresa la sediul primării registrată cu numărul 440 din 25.02.2023, am fost chemat la dispoziție de către unul primar să fac o notă explicativă pentru ședința de consiliu, așa cum se prevede aici în adresă, care urma să o avem respectiv ședința de astăzi. Și m-am pregătit cât se poate de minuțios, cu dosare, cu fotografii, în așa fel încât... Domnule primar, nota explicativă, este fotografia de așa, te poate lasă la fața locului. Încât nota explicativă să fie cât se poate de concludentă pentru Consiliul Local. Poate și nu neapărat pentru Consiliul Local, pentru cetățenii din Comuna, și nu neapărat atât de important pentru domnul Mihăiță, domnul consilier Mihăiță. Deci la replică. Fântâna. Și o să plec în această expunere prin a da definiția unei fântâni. Sunt două explicații. Din Dicționarul Limbii Românii, din Dex, domnul Mihăiță, da, domnule, și, din Enciclopedia Liberă. Dacă vreți și una și alta, nu sunt diferențe foarte mari în definiția acestui obiectiv. Și vreau să citesc pentru toți consilieri și în special pentru cetățenii din Comuna București. Fântâna este la origine o construcție alcătuită dintr-o groapă cilindrică sau prismatică, cu pereții petruiți, cu ghizduri împrejur, săpată în pământ, până la nivelul unui strat de apă freatică. Extraordinar! Și care servește la alimentarea curentă cu apă în mediul rural denumit șiput. Deci groapa la care face referire domnul Mihăiță, semnat și de ceilalți consilieri care și-au pus semnat. Pe care vreau să reușim să-i convinge să care... o facă. I-a sunat pe fiecare parte, domnule... Da, dați-o la adresa. Un pic, dați un pic adresa. Domnul Cocuvan, am avut vreo discuții vis-a-vis de acest subiect, eu cu dumneavoastră? Nu, pentru că știați nu mai mintiți. Mai întreb pe altă persoană. Domnul Ionu Domnișteanu, am avut vreo discuție cu dumneavoastră pe acest subiect? Așa. Domnul Pușcălarca, am avut vreo discuție pe acest subiect? Domnul Gulae Adrian, am avut discuții... L-a sunat, știu sigur. Da? Am avut discuții exact. A nu vota? Pe acest subiect? Pe acest subiect. Domnul Gulae, să spun. O să vină. Deci, sunteți un mare mincinos. Domnul Ictime. Bun, poate să continuăm cu explicația. Deci, știm ce înseamnă fântâna, nu ne mai plictisim. Deci fântâna trebuie să aibă și apă. Exact. Unul din elementele importante este să aibă și apă. Iar apa respectivă trebuie să fie și folosită de cetățenii. Groapa la care se face referire, în definiție, aceasta este groapa. Aceasta este groapa. Aceasta este groapa. Cetățenii din zona respectivă au spus cetățenii din zona respectivă au tăiat un prun dintr-un mal și l-au așezat pe fântână în așa fel încât se evite un pericol iminent de a cădea cineva în acea fântână. În momentul în care am văzut lucrul acesta, întâmplător, practic întâmplător, pentru că eu am venit cu o lucrare în zona podului care duce spre Stoiaș, de fapt ne-am întâlnit amândoi acolo, zona respectivă. Ce vechime avea fântâna domnului? Fântâna la care fac referire... Adică 100 de ani. Deci, mai bine. S-ar putea să fie mai mult de 100 de ani. Dar lăsați-mă, domnule, vă răspund la toate întrebările. Și dacă luăm în calcul vechimea acestei fântâni,
care practic destinația acestei fântâni, cei care sunt așa mai de vârsta mea, poate să infine sau să copime, a fost fântână făcută pentru a alimenta velnița din zona respectivă. Cei mai vârstă care știu. Domnul Mihăiță, care a stat 17 ani, în copii n-are de să știe. Deci acea fântână a fost ca destinație, nu pentru alimentarea cu apă a cetățenilor din zona respectivă, ci pentru a funcționa velnița. Și cei mai vârstă poate să confirme sau poate să infirme. Deci groapa respectivă era un pericol iminent pentru acea zonă. Oricând, și acolo sunt 1, 2, 3 consilieri din zona aia, care nu știu că ies în zona aia. Domnul Pușcălar, domnul Cocu și domnul Stoian. Și au mai fost și au mai și domnul Stoian poate să, de asemenea, poate să spun că ceea ce spun eu este și adevărat. Spune domnul Stoian. La lucrarea respectivă, la lucrarea respectivă acolo în zonă, a asistat și domnul Stoian. Dar bine, dar să vadă ce se întâmplă. Este exact presidium de mine și știu exact istoric. Deci aia a fost o fântână funcționată, așa cum a spus domnul Ricicu, pentru alimentarea cu apă la Pernița. De 25 de ani cel puțin nu mai este funcțională. Nu era fântână de adâncime, era fântână la nivelul pârâului. Și a fost făcută din piatră. Aia nu a fost curățită, dacă au băgat oamenii acolo, se dărâmă și mor oamenii acolo. Este o presupunerea dumneavoastră, nu este realitatea. Da, tu ești un specialist în domeniu și fă fântâni. Eu am curățat fântâna și știu cum se face, pe tuburi. Pe piatră nu, că se dărâmă. Mă rog, hai. Una la mână. Nu mă întreb, pentru că nu te-am întrebat. Situația la fântâna aceea este abandonată. Și toate mizerile, și câini morți, și pisici, și toate resturile de gunoaie care le aduce chiar sunt și cu aia de acolo. Era la cunoștința de cauză și știa. Și domnul Pușcălar, care a fost vice, și domnul Mocanu, și domnul Ilieș, că l-am chemat la fața locului și am arătat că este un pericol, gaura aceea de acolo. Dacă se duce un om care nu știe, copiii care merg la Sănuș acolo, cad din porta aia, cine răspunde? Primăria. Da? Bun. Băiatul care lucrează pe tractor, la băiera să rupă cât o costă de pe tractor. Bun. Și tu când te duci cu ATV-ul, puteai să spui cât o costă. Că aveai niște crești deasupra. Tu era la nivelul pământului. Dați-mi voie, băiatul, n-am întrerupt pe nimeni. Domnul Pușcălar, era la nivelul. Domnul Vici, n-am întrerupt pe nimeni. Te rog frumos, nu mă întrerupt. Mare spune, Agustin. În momentul când au venit vicinii cu bulba acolo, până ora era plin de gunoaie. Și ghiță, tu știi. Și rezervoare de mașini erau aruncate acolo. Bucoaie de murături. Pe mandatul meu am făcut curățenie. Da, și pe mandatul meu am făcut treaba. Da, și cada de scada morții era acolo. Deci nu putem să acuzăm pe nimeni că o asupat gaura aceea care era un pericol. După părerea mea, am făcut un lucru bun care trebuia să facă și alții dinaintea lui. Bun. Acum, ca să căutăm chichiții, că s-a stopat o fântână care nu era funcțională, era un patrimoniu. Un patrimoniu. Ce patrimoniu era? Patrimoniu era și strână, dar așa era și hai să fim cinstiți. Nu căutăm să legăm chetra, nu. S-o făcut un pic. Că dacă se întâmpla să mai recuprim multe comuni și ați văzut, sunt chestii din astea care s-au menținut. Închise frumos, dar făcut în... Da. Da. Dreptul la recuperație. N-am terminat. Domnul Domnișteare, erai de acord ca să fac un proiect cum s-a făcut pentru un fost Căminul Cultural și să facem de 3 miliarde de ciuperți care o dărâm în 2 săptămâni sau să dăm 70.000 de euro pentru magazin de lemni, să mai băgăm cu 50.000 de euro într-o fântână să o acoperim? Nu, doar. Nu, au făcut bine cu asta. Da, aș veni eu cu o completare în sensul ăsta. Legat de solicitarea dumneavoastră referitor la construirea unei adăpături, să zicem așa, și în comuna Voiești. Domnul Iftimi, nu întâmplător leagă acest caz ca să se ducă în eroare cetățenii comunei Voci, în sensul în care, mai la vale, tot pe aceeași stradă, a existat și există o fântână funcțională. Și știi foarte bine că în zona curții
părinților dumnealui, în care am prejmuit-o și nu mai are acces niciun cetățean. Acolo se poate face un proiect de adăpătoare, colect cum am făcut ce poate arată, dar haideți să fim deci dumnealui, prin scandalul cu apa, acoperă o realizare a fântânii existente, împrejmuite de către familia victime. Important, domnule primar, vă rog să stați. Uite, renunț și la dreptul la replică, pentru că e mai important să te citesc acum. Doriți, domnul primar? Bun, haideți să începem. Domnul primar, o secundă să nu plecați. Ei bun, cercarul vă întreabă așa public. Niște cetățeni din satul Vișghir au făcut o cerere către dumneavoastră care sunt așa. Nume, prenume, vă dau acum. Sâmbătă 7, așa scriu cetățenii din satul Vișghir, sâmbătă 7.1.2023, era zi de sărbătoare Sfântul Ioan. Hai, în jurul orilor 10-12, primarul și tot Cristian, împreună cu fiul său Petru și Miclăuș, Iosif, ajutați de încă doi copii, au sustras un tub de beton care era pus de pe vremea OIF-ului. Uite ce interesant a devenit. Pe terenul din spatele imobilului lui Bordeanu Mihai Zis Rățoi, din satul Vișghir, punct Valea Urmului. Respectivul tub, insistă după aia, respectivul tub a fost dus cu bulde excavatorul la ferma primarului, care, după care au mai sustras și un stâlp de beton de la IRE, pe care l-au dus tot la ferma respectivă, de această dată pus într-o căruță, pe care au tractat-o prima dată cu un tractor mic, care nu a reușit să-l transporte, de fapt, pentru care au agățat acea căruță de un tractor mai mare și l-au dus la aceeași fermă. Vă rog să verificați și aspectul referitor la iluminatul public mai tare. Este din partea cetățenilor din satul de Vișghir. Dar nu de sesizare, cetățenii au venit, nu-ți povești. Oamenii ăștia dau declarații. Uitați aici, este bun de excavatorul dumneavoastră. Uitați aici, bun de excavatorul. Bun de excavatorul dumneavoastră, bun de beton pe care l-ați instalat la dumneavoastră acasă. Mă gândeam că spuneți da? De... Da? Așteptați, domnul primar. Poftim, aici, domn primar. Ce caută bașii la primărie la dumneavoastră acasă? Pe situații de urgență. Care situații? Asta era situația de urgență, instalarea oamenii. De unde i-ați luat și baza cărei hotărâri de Consiliul Local le-ați instalat pe spațiul public? Unde se este o investiție dacă și-o face cineva trebuie... Păi demonstrați aici oamenilor care e investiția, domnule, pe domeniul public dumneavoastră faceți abuz de funcție și vă cer public demisia din funcția de viceprim de primar al comunei. Da, că ăsta e usul. Da, vă cer demisia pentru... Domnule, că faci semna din poate. Nu este asta, uitați-vă aici. Uitați aici cum se fură în comuna Borș, de către cine, de către domnul primar și familia acestuia. Am curat cum este găsit, doamna secretar, doresc cu această ocazie înființarea unei comisii similare cu cea pe care ați refuzat să înființați, care să meargă și să constate astăzi că tubul a instalat domnul primar la dumneavoastră în fața curții. Deci domnul, frumos, uitați-vă pe aici, este instalat la dumneavoastră în fața curții, unde aveți acces în spate. Vă rog frumos să faceți parte o comisie, da? Și să aduceți verificare și să demonstrați minciunile și să... Domnul primar, uitați-vă aici, uitați-vă aici. Deci ăla nu e în fața curții, este intrarea pe terenul noastră. Asta este a dumneavoastră? Este a dumneavoastră? Deci noi terenul. Este a dumneavoastră, Buldo? Da. Așa, deci ați curat tubul, de unde l-a făcut? Și cu cine l-a făcut? Atunci demonstrați că l-ați curat! Nu vă întreb, ați curat? Nu l-ați curat, domnule. Nu l-ați curat. Deci nu l-am curat nimic. Nu l-ați curat.
Aici este un stil de dragă de care domnul primar, vă rog frumos, la instalare...